Salut! Mai țineți minte? La vocale spuneam că această grupare, eu are trei pronunții și haideți să vedem. Atunci când este la început de cuvânt, prima silabă, se citește îi. Îigea. -ja, -ja. Apoi, când este particulă posesivă, marina e. Marina și aici are pronunția e. Vorbim doar despre acest îi. Apoi, când este în astfel de construcții, ti-o-s-ghi. Deci, practic, aici este în i. Ti-o-s-ghi. O să facem mai multe cuvinte, dar să știți că este o regulă destul de generală și depinde de la cuvânt, de la cuvânt în mare parte, dar eu așa am perceput-o. Și haideți să vedem și la consoane. Ok, la consoane, de fapt, astea sunt structurile de silabe, o să le facem în următorul clip. Iar aceasta este poziția finală, de aici. În poziția finală se citește a doua pronunție. De exemplu, dacă ați văzut voi, unele sunt așa, în engleză. Unele sunt G, altele sunt C. Și C-ul, de fapt, este poziția finală, iar G-ul sunt în poziția inițială. Și haideți să vedem. Acestea două, g, q, amândouă se citesc q jos. Restul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toate se citesc t jos. De exemplu, bit. Dar, bit. Bit, toate sunt bit. Acum, înțelegeți? Deci toate acestea consoane sunt T jos. Apoi, acestea se citesc P. De exemplu, de la Kimbap. B, A, P. Deci B este sus, iar P este jos. Bap. Și cam atât ca teorie. Rămâne să vă învăț un cântec. Pentru a învăța mai ușor, dar asta după ce facem structurile din silabe. Cum se formează silabele? Anyong.